Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un vespo. Dragul tate. Îmi pariu că vă întrebați de ce fac treburile astea menajere urât, mirositoare și mizerabile și totuși sunt fericit. Lăsați-mă să vă explic. Totul a început cu câteva zile în urmă. Deși se poate spune că a început cu adevărat cu câțiva ani în urmă, când Steve Rovich Senior a ieșit mai devreme la pensie, renunțând la munca sa grea pentru fiul său incompetent Steve Junior. Eu nu-l învinuiesc. Chestia asta mă face și pe mine să dorm. Ei, verifică noul aranjament floral al orașului East Gekel. Prima întâlnire în sala mare a orașului, aranjate cu panseluțe. Unii oameni asociază florile cu istoria. Eu văd o oportunitate pentru libertatea expresiei. Și te supranumești un ofițer al legii. Pe cuvânt, tată, am adormit numai pentru un minut. A durat mai mult de un minut pentru a crea această absurditate. Bună, băieți! Sunteți gata pentru ceremonia de deschidere a noului magazin? Ce? Ce? Aceasta? Aceasta este o rușine! Ce s-a întâmplat cu supravegherea obiectivelor artistice de către poliție, așa cum i-ați promis? A tras un pui de somn. Nu vă îngrijorați, domnule, avem o conducere. O conducere? Bineînțeles că aveți o conducere. Toată lumea care are măcar o jumătate de creier știe că e opera lui Larkin. Țineți minte, încă nu am aprobat blocul de parcare al secției de poliție, așa că sugerez să munciți din greu pentru a-i scoate farțele lui Larkin din cap. Atât de mult sânge. Lalele roșii, domnule primar. Larkin își bate joc de voi și de întreg departamentul de poliție. Sunt convins că ați securizat magazinul de hobby-uri. Nicio problemă, tată. Am pus sisteme de alarmă cu senzor. Nici măcar un șoarece nu ar putea să treacă pe lângă ele. Ai văzut? Ai văzut privirea din ochii lor de neprețuit? Da, dar ai auzit pe primar. Lucrurile ar putea deveni dure. Dure? Vorbim despre Steve Junior, fii serios? În fiecare zi, exact la aceeași oră, ei molfăie gogoșile și brioșele vechi de o zi. Hei, dacă ți-e foame, am niște bani și am putea cumpăra unele proaspete. Nu sunt pentru noi. Simt că am chef să-l redecorez pe noul East Gekel. Nu-mi vine să cred ce dezordine ai făcut la ultima înscriere. Dacă eram eu în funcție, lucrurile ar fi stat cu totul altfel. Despre ce vorbiți, domnule? Uite, A420-324 chiar în fața ta, prin legea 4-20-34. Săritul pe proprietatea orașului este interzis. Ei, haide, tată, fetița are decât 6 ani. Atitudinea asta este motivul pentru care Larkin a scăpat de sub control totul. Nu mă mândresc deloc cu serviciile noastre, niciun fel de disciplină. Vrei să știu unde am învățat eu principiile astea secrete a introducerii legii prin forță? Raidul muzical! Alea au fost cele mai frumoase clipe din viața mea. Chiar făceam ceva atunci, serios. Proclam pasiuni cu năbădăi deschis pentru afaceri. Privește, te-ai gândit să pornești vreuna din alarmele alea? Oh,
Îți dau 3 încercări ca să ghicești cine e vinovat pentru asta. Încep să-mi pui răbdarea la încercare, junior? Hei, zburătorilor din Alcatraz! M-am gândit că ați vrea să știți că Larkin plănuiește ceva ciudat pentru domnul Eastgiggle. Haide! Bine, nu e prea târziu. Ascultă, asta e șansa ta să termini odată cu Larkin și să te revanșezi față de primar. Ce vrei să spui? Ce vrei să spui? Lăsându-l pe Larkin să facă trucul ăla cu semințele de păsări este exact faptul pentru care primarul și-a pierdut încrederea în tine. Eu acum mă duc să beau o cafea. Fii tu atent la lemn aici pe aici. Acum ce facem, partenere? Ei, unde te grăbești? Se dau burgeri pe gratis la Benson Burger. Ar trebui să vii să iei și tu câțiva. Nu pot. Trebuie să-l protejez pe domnul Eastgiggle și Andy Larkin. Glumești? Este chiar acolo îndopându-se chiar acum. Deșteptule! Te-ai săturat deja să se găinațe păsările pe tine? Este chemat șeriful Rougi. Sunt aici. Vreau să spun că sunt șerif Rougi. Avem o reclamație de disturbare la biroul primarului. Îți pierzi încrederea, nu? Pao, canto, te amo, tu te amo. Ai putea, te rog frumos, să-ți iei fiul de pe mine! Dar a primit un telefon? Cum că ar fi o problemă? Eu doar cântam. Încă o farsă a domnului Larkin. Până aici! Îmi trebuie un ofițer competent de poliție care să se descurce cu prostiile lui. Steve Rougi, senior, ești oficial repus în funcție ca șerif al orașului. Să-ți faci treaba cum trebuie. Mulțumesc, domnule primar. Vi-l voi servi eu personal pe acel făcător de rele pe tavă. N-am vrut să se întâmple asta, săracul de Steve Junior. Ascultă aici, Larkin. Este un nou șerif în oraș. Zilele tale de farsăr sunt numărate. Oh, nu, am auzit despre anii când Steve Senior era șerif. Era numit maniacul cu pumnul de fier. Și asta a fost înainte de a ajunge bătrân și țevnos. Urât, ce e asta? E Altos. E vorba despre sindicatul latvian din Sudbury. Poate că îi putem ruga pe ei să trateze problema cu maniacul. Nu te îngrijora de Steve Junior. Pe lângă asta, odată ce nu a reușit să oprească următoarea mea farsă, se va întoarce la pensie înainte de a zice: du-s la păscut! Tată, ai grijă, aproape că l-ai scos pe tipul ăla afară din carosabil. Nu fi canachios, s-a dat la o parte din respect. Obișnuiau să-mi spună miraculosul pumn de oțel. Cred că auzul e la fel de slab ca și văzul. Aici privește o adevărată lucrătură de polițist. Am făcut profilul lui Larkin și am comparat rezultatele cu manualul de strategie al poliției. Acum pot să prezic orice mișcare de-a lui. În concordanță cu capitolul 1, va plănui o mare farsă să încerce să arate că sunt inapt. Data viitoare să porți centura de siguranță, fiule, sau voi fi forțat să-ți dau amendă. Haide, am ajuns. La casa Larkin? Prima regulă din strategia poliției: supravegherea. Uite, ne trebuie 2 pompe pentru farsa asta. Aici e liliacul. De acum înainte, e interzis să se vântă orice fel de pompă în Eastgiggle, mulțumită lui Andy Larkin.
Nu poți face asta? Pot să o fac și tocmai am făcut-o. Poate că l-am subestimat pe bătrân. Hai să vedem cât de departe este Steve Junior hotărât să meargă. Hei, Maș, ești liber? Ei, acum ce mai e? Subiectul este în mișcare. În concordanță cu profilul lui, va încerca să ne încurce prin a executa o altă farsă. Să mergem! Haide! Și deci mă gândesc să o încurc cu o altă farsă. Înțelegi? Du-te la supermarket. Îmi trebuie 49 de tuburi de frișcă. Maș, la ordinele dumneavoastră. Tocmai am comandat o pizza mare cu mult anșoa și unt pe deasupra. Nici o problemă. Unde se duce? Lângă mașina ta, deșteptule. Nu mă pot supraveghea zi și noapte. Hi-Q, aici șerif Rogie Senior. Trimiteți un anunț presei, vă rog. Vreau să se dea stingerea la ora 8 seara pentru tot orașul cu începere din acest moment. Ei, cred că am ajuns la capătul liniei. Da, ce vei face cu tot timpul ăla liber, tinere prieten? Voi glumiți? Eu, Andy Larkin, cel mai mare farsor al lumii, nu renunț așa ușor la supermarket! Atenție, clienți! Datorită farselor lui Andy Larkin, stingerea la 8 seara este introdusă în East Gecko. De aceea vom închide la ora 7 pentru a oferi clienților timp suficient să ajungă acasă. Mulțumim! Nu se poate! Deci, ce faci tu cu frișca, Larkin? Ia zi! Faci o plăcintă? Recunoaște, Larkin, nu poți învinge. Am o experiență de 45 de ani în profile umane și de teorie în criminalistică. Doi! Mulțumesc, Larkin! Niciunul dintre noi nu poate merge la filme în seara asta datorită, știi tu, poantelor tale de nimic. Da, și datorită interdicției de vânzări de pompe, tatăl meu a pierdut 14 vânzări la magazinul său de computere. Yeah! Na! Încă un cocktail cu ciocolată, Frank! E atent, Steve! Le iei mult prea în serios. Bună, domnule Steve Junior. Îmi pare rău de chestia cu burgerii și că ți-ai pierdut slujba. E, lasă. Odată și odată tot trebuia să se întâmple. Unde e tatăl tău? Tot îl urmărește pe prietenul tău, Andy, ca un vultur. E bine, poți să-i spui să nu se mai deranjeze. Andy este un farsor învins. A aruncat prosopul. Alo, tată? Scuze, șerif Rogie? Am o sursă credibilă care spune că Larkin a renunțat. Spune că singura modalitate pentru a o crede e ca Andy să-și ceară scuze în public. Nu se poate întâmpla ca Andy să-și ceară scuze public. Nici într-un milion de ani. Nu se poate asta, niciodată. Aș dori să-mi cer scuze pentru farsele pe care le-am făcut în trecut în tot orașul. Jur că nu voi mai face alte farse. Credeți-mă pe cuvânt. Bine, bravo! Reportofonul este gata? Pregătit. Care-i planul? Operațiunea Revenirea. Am inventat niște farse pentru revenirea lui Steve Junior în forță. Știu că vă întrebați ceva în legătură cu scuzele, nu? Trebuia să scap cumva de Steve Junior, nu? Știam eu că ai să-ți revii. De fapt, să știi că mi-a venit ideea primei farse de la ceea ce ai spus tu. Ceva despre a aranja pe alții. Începe să înregistrez, Danny. A fost o lovitură grozavă. Suntem bogați.
Hei, bine, dacă nu e banana învechită a lui Larkin, ai și un nume? Vorbește, domnule, te rog. În zilele mele, bananele vechi se numeau ananas vechi. Uite, da, ăsta e un fruct. A fost o spargere grozavă. Suntem bogați. Nu am lăsat nici măcar un sfanț în urmă. Polițiștii și tunții ăștia nu vor ști niciodată că noi am fost. Bine, voi doi sunteți arestați pentru furt. Despre ce tot vorbești? Nu am făcut nimic rău. Se pare că voi doi protestați cam mult. Faceți o mare greșeală, noi suntem nepoții primarului. Iar eu sunt mama sa vitregă dragă. Haide! Ah, domnule primar, ați auzit noutățile despre arestările mele triumfătoare? Da, da, am auzit. Imaginează surpriza pe care am avut-o când m-au sunat nepoții să-mi spună că au fost arestați de forțele mele de ordine. Nepoții dumneavoastră? Dar am auzit vorbind de o jefuire de bancă. Ai auzit și tu, nu-i așa? Ei bine, de fapt, banca din East Gickle spune că nu a fost jefuită, iar noi nu i-am văzut pe nepoții domnului primar spunând cuvintele... Lasă-i pe nepoții mei să plece chiar acum! Da, domnule... Aveți noroc că noul loc de parcare al poliției deja s-a pavat, că aș fi anulat proiectul! Recepție, șerif Rugi. Șerif Rugi. E o problemă la gospodăria fermierului McGee's. Un taur a intrat pe proprietatea lui și ar vrea să-l scoateți de acolo. Ajungem acolo în 15 minute. Ăsta nu e un taur, e o navă de război. În regulă, băiete. Du-te acolo și sperie-l. Cu ce? Cu un băț ascuțit? De ce nu încercăm să-l scoatem cu mașina? Bine, deschide poarta. Cred că e adevărat până la urmă. Un văcar întotdeauna își primește boul. Alo, fermierul McGee? Credeam că vreți să știți că șeriful Rogi încearcă să vă aresteze taurul. Domnule primar, ofițerii noastre de poliție sunt pe proprietatea mea hărțuindu-mi taurul. Ei bine, nu cred că este destul de important încât să mă sunați pe mine. O, da? Ei bine, poate că noi fermierii nu vom mai fi la fel de generoși la următoarele alegeri. Ajung imediat. Ești gata pentru libertatea de exprimare cu vopsea și bidine? Suntem salvați? Lasă-mă pe mine să mai încerc o dată să o scot de aici. Nici nu vă pot spune cât de prost mă simt. S-a terminat! Terenul de parcare arată grozav! Dacă n-ar fi fost fermierul acela care să ne tracteze Rogi, nu ai fi avut nicio mașină să o parchezi acum. Da, nu, domnule. Ce Dumnezeu mai vrea să însemne și asta? Uite, este semnat celui mai mare farsor din lume. Așa scrie. Credeam că ai spus că îl ții pe Larkin sub control. Știi tu expresia aia, așa tată, așa fiu? Bine, dar e greșit. Comparat cu tine, e un geniu. Acum curățați mizeria asta! Trebuie să fie vreun farsor copie de-a lui. Asta e, mă duc să mă clarific. Ei, să nu fie vreun Picasso și un Monet?
Bănuiesc că voi doi sunteți responsabili pentru nebunia care s-a întâmplat în ultimele zile, nu-i așa? Știți... Și pentru că l-ați adus pe tatăl meu înapoi la stadiul de pensionar. Ei bine, lasă-mă pe mine să spun asta. Mulțumesc, băieți! De data asta vă las să plecați doar cu un avertisment. Mulțumim! Și cu ceva curățenie în parcare. Omule, ce bine e! De ce ești așa de fericit? Pentru că lucrurile au revenit la normal.